la Revoluție era comandantul unității militare ce se ocupa de construirea Casei Poporului și în calitatea sa de militar de asemenea, desigur că erați în subordinea ministrului apărării de atunci, care era domnul Victor Atanasie Stănculescu. Înțeleg că ați avut și o relație foarte apropiată și dumneavoastră v-a spus să ridicați corpurile celor doi și să le îngropați. Bun, pornind de la aceste detalii, despre generalul Victor Atanasie Stănculescu s-a spus că a fost de fapt cel care i-a trădat pe cei doi. Este cel căruia Elena Ceaușescu, atunci când s-a urcat în elicopter la în celebra fugă, i-ar fi spus: Victoraș, ai grijă de copii. Și vom porni din acest punct discuția, dacă a fost cumva în relație, inclusiv cu niște servicii străine, Victor Atanasie Stănculescu, și care a fost de fapt implicarea sa în acel episod și dacă i-a trădat într-adevăr pe cei doi. Haideți să vedem mai întâi un scurt fragment din procesul care cu totul a durat o oră și 20 de minute, atât a durat tot procesul, în care, atenție, și Elena Ceaușescu și Nicolae Ceaușescu vorbesc despre implicarea unor forțe străine care dădeau o lovitură de stat, dar foarte mare atenție veți vedea, vorbesc despre oamenii din jurul lor care i-au trădat și despre securiști care ei, de fapt, au ordonat să se tragă. Haideți să vedem acest scurt fragment. La București, ceea ce cine a ordonat să se tragă în mulțime? În tine. Nu cunoști. Nu cunoști situația de la București? Nu răspund la nicio întrebare. Da, pentru că nu răspund și vă rog să nu considerați că spun la întrebare. Da. Nu s-a tras în piața palatului pe nimeni? Da. Din potrivă, au fost ordine clare să nu se tragă. Din partea cui avea dumneavoastră? Eu, da. Eu, inclusiv la televiziune, inclusiv în teleconferință care e înregistrată. Nu consimt să respund numai în fața Marea Adună Națională. Eu, tot ceea ce spuneți sunt minciuni, falsuri, provocări. Ultima întrebare, inculpat. Vorbeai de egalitate, că suntem toți egali și că fiecare trebuie să primească după munca lui. Am văzut la televizor Lila Picei Unitate. Avea un cântar de aur pe care își cântărea carnea adusă din străinătate. Carnea asta de aici a noastră nu era bună. E extraordinar. Cum ne poate să atât de bun? Este într-un apartament, da, ca fiecare cetățean. Era vila bunicii. Care vila? N-avem nimeni. Noi am dat prin lege. Să se scântărească carnea, palate. Din lege n-a cumpărat nimeni. Nu-i cumpărat nimic. Ați avut palate, ați luat palate. N-am avut. Și stătea, nu era oricost. Iar familie cu copii, prin lege, care dai 10 lei pentru rezervorul, ca să-și cumpere bomboane. Așa exerzezi dumneata ca să ajuți familiile cu copii. Domnul președinte, o întrebare, dacă îmi permiteți. Să poate să spun așa ceva. Da, te rog. Să le spună la inculpatul Ceaușescu Nicolae, contul de peste 400 de mii de dolari. 400 de milioane. Milioane de dolari din Elveția. Ce cont? Pe numele cui este și cui apare. Ce cont? Ce cont? Ce cont? Contul de 400 de milioane de dolari, așa, spuse, depuse la băncile din Elveția. Să se aducă dovadă. Unde? Dovadă. Dovadă. Nu da. Există niciun cont a nimănui, ci ceea ce arată cât de fals și ce provocator sunt cei care au făcut lovitura în cele stat. Nu recunosc ne recunoscând tribunalul, nu face nici, nu exercită nicio cale de atac. Vreți să văd în condițiile acestea, vă rog să constatați că o hotărâre e definitivă. Cine a dat lovitura de stat? Tribunalul să retragă. Poate să-mi prospecte oricine. Mai bine lupte cu gloria de bine, decât să fie stat între victime. Ce e dacă poate una sau găsi între un grup de trebuie. Și am avut menor. I-am avut menor. Asta e greșeală. Așa. Nu, așa se întâmplă. Trădările din de
împreună am luptat, nu vrem să se respectă. Dacă vreți să ne omorâți, ne omorâți pe amândoi. Împreună. Nu le legați. Nu vă legați. Nu vă legați. Nu vă legați. Nu vă legați. Să mă trezim cum vreau. Întrebați pe cei care au puterea, domnule colonel spunea Elena Ceaușescu, întrebați pe cei care au puterea cine a tras. Erau lângă noi, ne-au trădat cei de lângă noi. La Victor Atanasie Stănculescu este unul dintre cei care era lângă ei, se referea că i-a trădat. Ce se întâmplă? Tot episodul de la proces sau înainte, chiar că ați pomenit dumneavoastră, a fost din partea armatei condus de doi oameni. Ministrul Milea și primul adjunct Stănculescu. Ministrul Milea care s-a și sinucis. Calitatea lui de prim adjunct. Da, în totdeauna când am vorbit cu dânsul și atunci, în timpul Revoluției, m-a întrebat, măi, să-ți trimit niște militari ca să păzească Casa Republicii? Și am spus nu. Eu am militari care cunosc casa foarte bine și sunt mai interesați să o apere, pentru că ei au muncit acolo. Și așa că nu mi-a trimis, dar am apărat casa foarte bine. Și când a început procesul, în timpul ăla nu prea a luat legătura cu mine, că a fost ocupat cu treaba asta. Dar eu sunt convins că, așa cum zicea Madame Ceaușescu, că Stănculescu a avut rol important în toată treaba asta cu Revoluția. În ce sens? Știu precis, pentru că am vorbit atunci cu el, el a făcut parte din ședința aia secretă de pe lacul Balaton din Ungaria, la care au participat șefii serviciilor secrete din America, din Uniunea Sovietică, din Ungaria, din Serbia. În vara lui 1989, da, spuneți că a fost o ședință secretă înainte, deci în care s-a dat acordul pentru lichidare. Pentru lichidarea lui Ceaușescu. Da, adică să se termine. Ce se întâmplă? Eu aveam vremea aceea mulți ofițeri care erau în misiune la Timișoara, după materiale, după probleme care aveau. Da. Și când se întorceau înapoi, îmi veneau și raportau. Domnul comandant, domne, în Timișoara circulă atâta lume străină că nu sunt specifici României. Și era normal, erau toți trimiși ăștia. Numai rușii aveau vreo 14.000 de oameni trimiși oameni în România. Erau Petre aici. Roman, vorba de vreo 30.000. Așa, Petre Roman. 14.000 și atât știu eu. Da. Urmă, aveau ungurii. Avo. Aveau sârbii. Trimiși fix înainte de decembrie 89? Da. Atunci, în preajma... Da. Înainte să înceapă și toți decembrie... aceștia erau acolo să pregătească această revoluție. Uh-huh. Ungurii se bazau foarte mult că era Tokes și ăsta era omul lor.
Și cu el s-a pornit. De acolo a fost nucleul. De unde s-a pornit. Dumneavoastră, aveți certitudinea că la Zlotocheș, adică aveți dovezi că la Zlotocheș era omul serviciilor ungurești? Sigur sau că este da. Păi părerea dumneavoastră? Că trebuie pentru cineva să facă această... Era... Ce se întâmplă? Dovadă este că s-a tot ținut de ea și după aceea, când a avut ocazia, gata, s-a și dus acolo la ei. Deci ziceți că în vară a avut loc la Balaton în Ungaria o întâlnire secretă de care n-a știut Ceaușescu cu șefii mai multor servicii de informații din exterior. De. Ce servicii erau? Deci serviciile puterilor acestea care am amintit. Rusești, americane, sârbești, maghiare și Stănculescu. Stănculescu de la noi. Așa. Da. Și acolo s-a decis inclusiv omorârea lui Nicolae Ceaușescu? Nu. Problema s-a pus așa, adică și toată lumea, și noi ne-am pus întrebarea. Dom'le, dacă a fost această întrunire, Ceaușescu a știut că este sau n-a știut? Și... Dacă a știut, de ce n-a luat nicio măsură? Și dacă n-a știut, de ce n-a știut? De ce n-a fost informat? Și la ce concluzie ați ajuns? Așa că e... Treaba e puțin cam încurcată, așa. Nu sunt foarte limpezi lucrurile. De. Doamne, eu pot să vă spun că am discutat de nenumărate ori cu domnul Stănculescu, fiindcă am fost vecin cu dânsul. Așa. Imobilul meu era în fața imobilului domniei sale. Domnul Colon știe foarte bine, mă întâlneam foarte des și am discutat și aspectele astea cu privire la evenimentele din 89. Fără doar și poate, el a fost șef de stat după ce l-a urcat pe Ceaușescu în elicopter, da? Până după amiază, el a condus România. A fost șef de stat. Chiar și, îmi spunea și după siniciderea lui generalului Milea. Exact. După, da, asta s-a întâmplat la 9:30 dimineața, uciderea generalului Milea, data de 22 decembrie 89, după care Ceaușescu l-a desemnat pe el ca ministru apărării naționale și Ceaușescu devenise prizonier. Nu-i mai răspundea nimeni. Deci în momentul în care Stănculescu a preluat puterea, toată lumea asculta de el. Știau foarte bine cine este Stănculescu, știau ce rol are el, inclusiv ce spune foarte bine domnul colonel. Atenție, el a dat și un decret la timpul reședinței, decretul 38, și a spus că toate instituțiile se subordonează armatei și lui, bineînțeles. Deci și-a mai dat o dispoziție și el spunea că este un erou și din punctul ăsta de vedere, ca toate unitățile de blindate și mecanizate care veneau să năbușe Revoluția din 22 decembrie pe cei din fața Comitetului Central să meargă înapoi în cazări. Deci dacă nu, spune el, dacă nu se întâmplă asta, era măcel. Veneau de la Pitești, veneau de la... Da, aș vrea să revin cu domnul colonel. Domnul colonel, ați pus o întrebare foarte bună, cea pe care voiam și eu să vă adresez și ați spus, era și logică. A știut sau nu Ceaușescu de acea întâlnire de la Balaton? La ce concluzie ați ajuns dumneavoastră? Care e convingerea dumneavoastră? Eu am ajuns la concluzia că nu a știut.